România a avut în ultimii 8 ani 14 miniștri ai educației, iar rezultatele lor, în cea mai elegantă formulă posibilă, sunt nule. A existat însă o perioadă în care un singur om a strâns 8 ani la cârma Ministerului Educației și chiar s-a ocupat de educație, Spiru Haret. E drept, avea și ascendentul necesar unei asemenea funcții. A fost un matematician, sociolog și astrofizician celebru în vremurile sale, sfârșitul secolului al XIX-lea, început de secol 20. Spiru Haret, un armean născut la Dorohoi, a fost ministrul care a reformat din temelii educația din România. După primele realizări notabile ca ministru, Spiru Haret a avut un sprijin politic major, fiind foarte simpatizat chiar de către regele Carol I. Deși bugetul țării era mic, pentru educație se găseau bani întotdeauna. Pentru Haret trebuie să facem tot ce putem, spunea Gheorghe Adamencu, un ministru coleg de-al său, înainte de a-și tăia propriul buget și a-l da necesităților de la educație. Dincolo de toate eforturile bugetare, rezultatele lui Spiru Haret ca ministru al educației sunt uimitoare. În timpul ministeriatului său, educația a devenit gratuită și a dublat numărul știutorilor de carte. În aceeași perioadă cât a fost Spiru Haret ministru, în România s-au construit 2000 de școli, multe în funcțiune și acum, după mai mult de 100 de ani. Tot Spiru Haret a înființat primele grădinițe din România, dar știa că nu poate să facă singur o reformă a școlii românești, așa că a trimis pe banii statului mulți tineri în străinătate, cu condiția ca aceștia să se întoarcă în România și să profeseze în învățământ. Tot Spiru Haret este cel care a acordat mare atenție învățământului la sate, a acordat burse și ajutoare sociale, cărți și manuale, a făcut biblioteci și cantine școlare. Viziunea sa a mers până într-acolo încât a înființat Casa de Credit a Corpului Didactic, creată pentru a ajuta educatorii, învățătorii și profesorii să-și cumpere case și terenuri. Așa au devenit în România profesorii respectați nu numai pentru știința lor, ci și pentru statutul material. Unui asemenea ministru, ale cărui reforme au schimbat România, trebuia să-i se facă o statuie. Are chiar mai multe, mai puțin cea pe care a propus-o Constantin Brâncuș, o simplă fântână. Asta considera Brâncuș că a fost Spiru Haret pentru România, un izvor nesecat de apă vie.